Neața. Ce-ai, mă? Nu-l pune pe mine. De ce să nu mai pun pe tine? Sunt obosit. Vai, cine a făcut aseară misiunea? Până la 5 am stat să-mi bat piciorul. Helicopter. Prieten de nu ți-a stat aseară până la ora 5, a făcut misiunea pe GTA Online. Eram 20 de persoane, prieteni. 20 de persoane și mai și vorbeau în capul meu. Și mă trezeau din somn să citesc ce e acolo. Așa, ce vreau să zic? Ne-am trezit și noi, bem cafea. Îmi cer scuze la prietenii mei. De ce? Că mă văd iar acum, am așa. S-au luat prieteni de Adidas și tăi. Ce? În vlogul ăla când ai filmat Adidas și știi? Că sunt replică, că nu știu ce, că nu știu cum. Ai mei replică, pune cei care știu. Replica, ia piciorul de pe scaun. Replică, uitați, la replică, băgați voi de noi. La replică are scrisul ăla în talpă, eu nu la. Prieteni, ne-am trezit, bem cafeaua și vedem ce facem astăzi. Și replică, dacă ar fi, e tot 400 de euro replica, deci. Da. Prieteni, mamă, ce rău mie. Dar nu-ți vreau să spun ceva. Ce? Am văzut în comentarii, la Lumina, toată lumea, că făceam zgomot. Eu ți-am zis, dimineața ne-am trezit și am stabilit așa, mergem și luăm tortul, după care facem repede de mâncare ca să mănânce și David și noi, că nu mâncasem nimic până la ora aia. Și ne grăbeam să facem de mâncare, să mâncăm ca să umflem baloanele, să avem timp să ajungem la 5 la Alex. Da. Lumina a stat acolo unde stai tu, da, și făcea vlog. Da. Vorbea despre Alex. Eu nu mi-am dat seama că dacă ea face vlog, se aude chiar așa de rău zgomotele din bucătărie. Pentru că eu aici tocam niște ciuperci și în partea aia am spălat ticaia și făceam zgomot. Nu mi-am dat seama că fac zgomot. Că sunt nesimțită, că nu știu ce, o grămadă. În fine, nu contează. Dar oameni buni, dacă stați să vă uitați bine și să auziți bine, telefonul Lumina așa filmează, așa se aud zgomotele la ea în telefon. Nu știu de ce, dar așa se aude. Acum că ea vorbea mai încet, nu mi-am dat seama că eu trebuia să nu mă mișc, să stau nemișcată, până face ea un vlogul ăla de 10 minute cât era. Și ce trebuie să zic? Nu, dar, ci că, vai, nesimțită, n-ai 7 ani de acasă. Oameni buni, nu mi-am dat seama, eram... Hai să ce în jurătură mi-a ieșit. De ce? Dorm. Da. Că n-am 7 ani de acasă, că sunt nesimțită, vai, nu știu ce, nu știu cum. Eu nu, nici măcar nu mi-a trecut prin cap că fac zgomote și se aude chiar așa pe filmare. Da, sunt modelină. Da, în fine, oamenii ăștia sunt niște oameni care nu stau să gândească înainte să comenteze. În fine. Ce faci, măi? O să postez și eu aici niște părticele de vloguri care le-am filmat și nu le-am mai postat mai de câteva zile. O să le postez aici. Și vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, prieteni, prietenii mei. Și să știți că eu de aici înainte nu o să mai apar pe vlogul lui Lumina. Pentru că prietenii lui Lumina sunt niște prieteni bătrâni și neliniștiți. Știi? Doar prietenii ei ce urmăresc pe ea. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, prieteni, și urările lui Alex. Vă iubesc, vă mulțumesc. Și m-am zis, datorită vouă, jos pălăria. Da, jos pălăria. Pentru prietenii care sunt oameni adevărați, cu minte în cap, care am sunt... Am văzut multe comentarii, vreau să îi zic și eu, să rămâne lui doamna din America. Cum o cheamă? Am uitat. Natalia? Care e doamna din America? Natalia, nu știu cum are numele. Olhan. Natalia Olhan. Doamna, nu? În America, da, vreau să îi zic și eu, să rămâne. Am văzut comentariile și jos pălăria, doamna, să vă dea Dumnezeu sănătate. Am văzut multe comentarii și le-am citit azi toate pe rând. Și cei care și-au dat seama și au scris în comentarii, respect maxim, eu nu vreau să discut, nu vreau să vorbesc, dar cei care și-au dat seama, și-au dat seama. Dar nu pun eu la, nu bag de seama orice prieteni sau, nu, voi ați văzut și cam atât. Eu nu mai bag de seama, merg, prefac că n-am văzut nimic și cam atât. Da.
Să vedeți voi că nu suntem noi oameni de aia răi și lăsăm așa. Da, dacă vrem, vrem și noi, dar mai bine lăsăm așa. Cei care își dau seama, își dau seama. Hai, gata, prieteni, revenim cu părticelele mele de vlog. Bună seara, prieteni! Ia uitați cu cine m-am întâlnit aici. M-au zis, după ce trebuie să țip? Mai tare! Prieteni, m-am întâlnit aici cu unchiul meu, să vă abonați la canalul lui, Aristică Legionaru. De la Strihaia. Și de la Strihaia? Da. A, Aristică Legionaru de la Strihaia. Păi nu sunt de aceea tremură telefonul, așa? Pe când arăți pe unchiul tău. Nu, ce să-i fac? Uite, așa tremură, vezi? Dar când filmez, nu apare când. Și așa, prieteni, aveți ce vedea acolo, numai lucruri bune. Și sunt pe conflicte țiganilor. Arăt tot ce se întâmplă în șatră. Să vă abonați de el la canal, prieteni. Oprim că am dat drumul la muzică. Ba nu, hai după ecranul, deja este hrăvat. Uite, deja am pornit. Fată, am pornit deja. Am pornit deja filmat, da. Hai. Că ați mai fost la mine pe canal, prieteni, o știți. Cum nățica mea, ea apare aici. Tot cu vasele, că știți voi. Nu mă vasele de ea. Dar o ajut și eu acum. Strânge o masă că au plecat musafirii. E și sora mea aici la noi. Bună! Bună! Salută prietenii mei de pe YouTube. Salut! Salut, prieteni! Așa, ce vreau să vă spun, prieteni? Sora mea vrea și să-și facă canal de YouTube. Nu vreau. De ce nu vrei? Vreau. De ce? Prieteni, spuneți aici și voi în comentarii dacă ați vrea sau dacă îi fac eu ei acum un canal de YouTube să filmeze, dacă o vizionați sau nu. Asta vrea să știe. Dacă vă uitați la ea. Ce ai cu mine, mă filmați acum, dați-mă. Păi de ce sunt de filmez? Gata. Scrieți în comentarii dacă îi fac lui Loredana canal de YouTube sau dacă nu îi fac. Așteptăm acolo să scrieți în comentarii. Și dacă spuneți că nu, nu îi facem. Dacă spuneți că da, atunci ce facem? Uitați ce avem aici în bucătărie. Dezastru după ziua nouastică. Aici a rămas tava asta aici. Tocană de rânză cu mămăligă și cu ciuperci din acelea scumpe. Să știi că tortul care l-ai făcut, mă, dă. Așa. Îmi pare să spun, dar nu prea ți-a ieșit. Da, ce să zic! Nu prea mi-a ieșit de aia, nu mai e deloc. Chestia e că mi-a plăcut ei budinga aia, i-am pus în el. Așa face ea, să nu arăte de mine, că nu știu eu să fac. Hai că vedeți ce face ea. Tu ce să faci? Pe canalul tău de YouTube. Un tort mare. O să facă și ea un tort. Pentru abonați. Cine e? Ce se aude? Care e tu, Cane? Nu știu. Gata, prieteni, hai că mai revenim. Da, prieteni, ce avem aici. Oh, s-a aburit camera. Bă, nu mă supărai, fetelor, dar prea târziu puneți mâncare la foc. Bine. Acolo ce pui? Pune mărar. Ia, încă merge. Merge 3 ore fără foc. 3 ore fără foc, chiar că. Mamă. De unde sunt polonicii? Hai să vedem acum cum punem lina verdeață aici. Ce avem? Găină de casă, picior, popor. Dar uite ce picior arată lumină întreg. Au, mamă, întreg! Întreg am avut. Șafier. Mă, cu vârzină. Ai pus? Ce arzi? Vrei să-l iei? Nu. Mamă, uite. E întreg. Da. Uai de capul meu! Hai, pune-te, mă vezi, eu pusese să nu mă lasă bubur. Au! E fără mâncare cu oare, e masă, nu mă las. Ia uitați, acuși să vină. Uitați ce face luminița. Ne dă la tot neamul să mâncăm. Cine vrea nură albă, îi trebuie bancă puternică. Ai visat, mama, sara? Dar nu mai e 3300. Ai visat asta? S-a scumpit gramul la... Pe calul alb. Trin Mihai. Nu la față, a avut mască de COVID. Poți să fie din ăla. Trin Mihai, trânjul ăla. Cu ce l-o prețuiesc dacă ai scos?
Vai de mine. Deci cine vrea să ia pe lumina, îi trebuie bancă puternică, că dacă nu... Păi ia gustat, dar mai trebuie ceva, fetelor? Nu. E bun. Mâncăm. Îți găti lumina. Vino papă. Gata. Da. Acum tu nu papi. Te-ai sătura de la abur. Nu gata. Nu uite și pâinea. Uite, cu pâine, cu gogoși. Lăsă că e bunuș așa. Făcut de... Da, câte ouă azi nimișoazi? Te-am dat bani. Bata, e iute. La a, ai pus la tăieței. Nu e iute, iar de-i gras. Uite. E bun. Ce făcut cu mâinița mea, vedeți? Ma. Păi să stai că fac. Hai, gata, că o las și lumina să filmeze. Nu e nimic, că filmează. Hai, filmează tu, că oricum eu îl pun la, cred că 12, până încarcă.